Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre relațiile internaționale, despre jocurile care se fac de către marile puteri ale lumii. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Bogdan Herzog, expert român în relații internaționale. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, domnule Herzog. Mulțumesc pentru invitație, bună seara. Pentru început, haideți să vedem ce se întâmplă de fapt cu Uniunea Europeană. De ce se creează impresia că apar anumite fisuri, datorită căror circumstanțe? Depinde la ce fisuri vă referiți. Uniunea Europeană se află sub foarte multe presiuni. Există factori intern și extern care pun presiune pe actualul sistem al Uniunii Europene. Unul, de exemplu, este presiunea migraționistă, care are ca efect un val de naționalism și de suveranism. Există presiuni regionaliste, cum le avem pe cele din Spania și din Italia. Într-adevăr, nu știu dacă la acestea v-ați referit. Haideți să vedem, atât clasa politică de la Chișinău, cât și în diferite cercuri elitare, se discută despre faptul că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar soluționa o serie de probleme. Haideți să pornim de la cazul României, pe care îl cunoașteți, cred că, destul de bine. Această teză are sorți de izbândă? Este fondată atunci când este făcută publică? Sunt lucruri cu plus și lucruri cu minus. Experiența României a arătat o involuție din punct de vedere demografic și poate identitar al României de la 1990 până acum. Ce mă doare pe mine cel mai tare este scăderea de populație înregistrată, de la 23 de milioane la un număr neprecizat. Nimeni nu știe de fapt acum câtă lume locuiește oficial în România. Se presupune că în jur de 17-18 milioane de oameni, dar nu se știe foarte exact pentru că lumea pleacă și vine, ia slujbe temporare în străinătate, în Austria, în Germania, se întoarce pentru 2 luni, pleacă din nou, deci e foarte dificil de făcut o statistică oficială. Cum, în momentul în care după 28 de ani ai pierdut mai mult de 25% din populația țării, nu poți să spui că ai înregistrat un succes. Mai mult decât atât, lumea care a rămas în România în bună parte este îmbătrânită. Sunt niște probleme reale care nu apar în discursul public. Pe de altă parte, există și o evoluție pozitivă în anumite zone geografice, cum e, de exemplu, orașul meu natal, Timișoara, este și cazul Clujului. Trebuie să le spunem sincer și pe cele rele și pe cele bune. O anumită generație de oameni, oamenii de vârsta mea și cei mai tineri, în special cei cu profesii tehnice, sunt capabili să-și găsească niște locuri de muncă bine plătite la care nu aveau acces cu ani în urmă, acum 10-15 ani. Deci o anumită pătură de oameni este beneficiară, altă pătură o duce foarte greu. Țara în ansamblu, nu știu, juriul încă n-a venit cu sentința ca să spună dacă este bine sau rău. Însă această pierdere de populație fantastică trebuie să ne pună pe gânduri. Și dumneavoastră deja ați trecut prin acest hop. Îmi cer scuze, poate m-am lungit prea mult pentru prima întrebare. Dumneavoastră, la rândul, Moldova la rândul ei a pierdut deja o mare parte din populație. Din câte înțeleg eu, aproape în proporții similare plecată înspre vest, spre România și mai departe spre Uniunea Europeană și la fel de mulți plecați spre Rusia. Sunt niște circumstanțe foarte dificile pentru țări mai mici, așa cum sunt ale noastre. Instabilitatea din zonă determină ca acest flux migraționist să ia proporții? Nu știu cum aș caracteriza ce se întâmplă în Moldova, dacă putem vorbi propriu-zis de instabilitate sau în ce măsură. În România nu a spune că instabilitatea politică neapărat a favorizat acest val migraționist, ci pur și simplu condițiile de muncă. Sau lumea a plecat pentru bani, ca să o spunem la modul direct. Haideți să vedem. Atunci când ziceam despre instabilitatea din zonă, mă refeream la și ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în Ucraina.
căror fapte sau căror acțiuni se datorează acel conflict? Acum, ne afectează pe noi, pe dumneavoastră, cele două state? Pe dumneavoastră, cei din Moldova, probabil că mai mult decât pe români. Sigur că problema din Ucraina, mai ales acum vreo 2 ani, apărea frecvent și în discursul politicienilor români. Populația României și atunci și de atunci înainte nu a plecat din România din cauza crizei ucrainiene. N-a plecat nimeni de frica războiului din Ucraina sau poate să fie câteva cazuri unice. Izolate, da, unice. În Moldova, o țară cu populație, un stat cu populație, cu o minoritate destul de semnificativă rusofonă și ucraineană și rusă, se poate să, ca tensiunile să se fi resimțit mai puternic. Ce a generat conflictul respectiv, iar vorbim în fața unui public în Moldova care cunoaște ceea ce s-a întâmplat. În România lucrurile pot fi privite mai cu naivitate, dar aici lucrurile se știu foarte bine. Sub o altă optică, probabil. Sigur, intervenția Statelor Unite, în principal, și parțial a unor state din Uniunea Europeană, pentru destabilizarea regimului Ianucovici. Aceasta a fost cauza și desigur, în momentul în care Maidanul de la Kiev a produs o lovitură de stat, au existat, bineînțeles, și intervenții din partea dinspre est. Cine urmează să acumuleze dividendele politice? Păi e de văzut dacă sunt dividende sau dacă vor fi de plată. Eu, adică dacă sunt de încasat sau dacă sunt de plătit. Din punctul meu de vedere, în Ucraina lucrurile nu s-au încheiat. Din păcate pentru ucrainieni, nici nu mă interesează de ce parte politică sunt. Cred că situația este instabilă. Din punct de vedere economic, statisticile cel puțin ne arată că în Ucraina se trăiește cam cel mai prost din toată Europa și cred că va veni mai greu. Dacă coridoarele de tranzit pentru gaz vor evita în viitor Ucraina, aceasta va însemna din nou un minus în redevențele pe care statul ucrainean le încasa de la ruși, de la Gazprom. Cred că vor veni vremuri dificile, din păcate. Nu o spun cu plăcere. Atunci când vorbim despre relațiile internaționale, volens, nolens, vorbim despre marile puteri ale lumii. Haideți să pornim cel puțin acest segment de la Federația Rusă și Statele Unite ale Americii. Care credeți că este relația? Cum este văzută prin prisma unui expert în domeniul internațional? Păi depinde din ce parte a politicului. O privim. Nu, haideți să pornim o privim de din politicul. Partea dinspre Moscova sau dacă o privim de la Washington. De la Washington, nu știu ce să zic, în măsura în care îi urmăresc eu ce se întâmplă și înțeleg ceea ce se întâmplă în Statele Unite, există două perspective distincte. Există o perspectivă, haide să zic, suveranistă, dacă vrem să zicem așa, americană, America First, pe care a reprezentat-o președintele actual Donald Trump și există o perspectivă imperială, globalistă, pe care a reprezentat-o forțele opuse lui Donald Trump, ca să simplificăm lucrurile. Da. Cred că lucrurile se văd destul de diferit. În primul caz, cred că ar fi o deschidere de un anumit tip spre lumea multipolară și spre colaborare cu celelalte centre de putere. Bineînțeles că americanii totuși, chiar și America First, și numele America First, ok, și pe plan intern, dar și pe plan extern, și-ar propune să rămână cea mai puternică țară din lume. Și într-o anumită măsură putem să înțelegem acest lucru. Din punct de vedere imperial văzut de la Washington, sigur, Rusia este cheia de boltă într-o axă a rezistenței care se opune perspectivei globaliste care are ca ultim țel dominația globală. Odată cu plecarea administrației Obama, această viziune s-a schimbat, aceste relații? Ea probabil că s-a schimbat la nivel de președinte, însă nu știu dacă s-a schimbat la nivel de administrație, nici măcar la nivel de departament de stat, adică la cei care se ocupă de relațiile internaționale, de diplomația americană, cel puțin în România nu pare să se fi schimbat nimic. Cu siguranță nu s-a schimbat la nivelul elitelor financiare. Rămâne de văzut dacă s-a schimbat în celelalte structuri de putere, în intelligence și militar. Adică vom vedea în ce măsură
Trump este capabil să-și pună în practică programul cu care el a venit la putere. Lucrurile sunt foarte dificile pentru el. Haideți să vedem țările mici, iarăși fac referire la Republica Moldova de iure și de facto ar putea spune cineva, suntem o țară independentă, suverană și așa mai departe, care ne decidem soarta. Uitați-vă în aceste conjuncturi internaționale, oare țările mici cu adevărat își decid bine, de sine stătător soarta? Eu săptămâna trecută, așa s-a întâmplat, că în această lună am călătorit destul de mult. Săptămâna trecută m-am întors de la Bangkok și de la Hong Kong și țara dumneavoastră, ca populație, reprezintă un cartier dintr-unul din aceste orașe și țara mea reprezintă orașul în întregime. Deci, țările noastre sunt țări mici, ele nu pot să decidă lucrurile, alianțe, fluxuri financiare și așa mai departe pe plan internațional. Și atunci, într-o anumită măsură, eu înțeleg și pe decidenții și din România și din Moldova, indiferent de ce opțiune politică au, că sunt supuși unor presiuni enorme. E foarte greu să fii în locul lor. Atunci când ne așezăm la masa negocierilor, suntem tratați ca subiecți egali sau din protocol acest lucru? Evident că nu. Evident că nu. Adică trebuie să fim naivi din protocol și dintr-un anumit respect față de imagine și despre... Cred că nu e în interesul nimănui să abolească această imagine de suveranitate totală. Adică la simboluri încă se mai păstrează și se folosesc aceste simboluri. Dar vă dați seama cum ar putea să aibă președintele României sau al Moldovei aceeași greutate ca și președintele Statelor Unite sau al Chinei. Suntem realiști. Din ce în ce mai mult este utilizat atât în discursul politicienilor de la noi, dar și celor de peste Prut, noțiunea de geopolitică. Cum ar trebui să fie văzut acest termen și înțeles, poate aici, pentru că una este a-l utiliza, alta este a intra în esența lui? Am văzut că este utilizat foarte mult și eu îl mai folosesc. Se vorbește acum mai mult de geopolitică decât de relații internaționale sau decât de politică. Eu zic că geopolitica este politica cu harta lumii în față. Adică o politică care pleacă de la geografie. O chestiune palpabilă și corectă din punctul meu de vedere. De ce acum în secolul 21 spiritele se reaprind, iau în ghilimele de rigoare, făcând referire la afirmația dumneavoastră că politica cu harta în față urmează în viitorul apropiat să se schimbe? Pentru că politicienii și geopoliticienii americani și mai important decât atât, cercurile financiare care direcționează ce se întâmplă acolo, au crezut în sfârșitul istoriei. Au crezut că odată dezintegrată Uniunea Sovietică, ei sunt la un pas sau că au realizat dominația globală. Și acum se vede că nu e chiar așa. Și atunci, întrucât acest plan, care nu e un plan recent, ci a zice chiar un plan milenar și o misiune într-o oarecare măsură mesianică, pare a nu reuși, lucrurile se aprind. Există o anumită neliniște în cercurile respective și cred că nu au pregătit un plan B. Și planul lor de până acum a fost de a forța. Deci tot timpul când au întâmpinat o opoziție, au supralicitat și au reușit. Acest mod de soluționare al conflictelor, care se bazează exclusiv pe cedarea din partea adversarului, pare să se fie epuizat. Și e nevoie din nou să ne întoarcem la masa tratativelor și de a purta discuții ca niște actori raționali. Și s-ar putea ca nu toată lumea să accepte acest lucru, pe de altă parte nu văd o alternativă. Atunci când lipsește, nu știu, experiența politică, apar aceste conflicte? Când zic lucrul ăsta, mă refer la Siria, la alte conflicte înghețate sau mai recente? Acolo nu lipsește în Siria și, în general, oamenilor de care vorbim, nu le lipsește experiența politică. Le lipsește dorința de a avea o altă abordare, așa cum am spus. Deci ei au fost obișnuiți în momentul în care au întâmpinat un adversar, fie detalie mai mică, fie detalie mai mare, cum era Uniunea Sovietică, se mergea până la distrugere. Deci nu, obiectivul este distrugem inamicul. Același lucru s-a întâmplat și cu Siria, o țară, sigur, nu de dimensiunea Uniunii Sovietice sau a Rusiei sau a Chinei, însă o țară importantă
În primul rând ca geografie, importantă și ca resurse. O țară pe care au căutat să o distrugă, să o spargă în mai multe bucăți, datorită, în primul rând, poporului sirian și, în al doilea rând, ajutorului primit din exterior, din Liban, din Iran, din Rusia. Acest lucru, cel puțin temporar, nu a reușit. Urmează să se desfășoare alegeri prezidențiale în Federația Rusă. După acest eveniment, retorica țării urmează să se schimbe? Asta cred că nu întrebați pe cine trebuie, a trebuit întrebați rușii. Eu nu mă aștept să se schimbe lucrurile la modul esențial. Nu văd de ce ar face acest lucru nici în relațiile internaționale, nici în ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, dar mă rog, ei știu mai bine. În cadrul unui interviu spuneați că Occidentul este superior la impunerea cu forța a punctului de vedere. Haideți să rămânim în albe acestui gând și să-l descifrăm. Eu am spus în cadrul discursului meu de ieri, de la forul de la Chișinău, că ideologic sistemul globalist se susține pe doi piloni. Pe mitul dușmanului, în primul rând, și doi, pe mitul unei prosperități economice. Mitul dușmanului ce înseamnă? Că în momentul în care, sau aceste două mituri, de ce le spun mituri? Pentru că ea trebuie să răspundă pentru problemele mari pe care le are sistemul pe care îl gestionează ei. De ce se produc războaie? De ce se produc războaie în Irak? De ce se produc războaie în Libia, în Siria? De ce sunt în Germania 50.000 de militari americani la 70 de ani după ce s-a terminat al doilea război mondial? De ce sunt 100 de baze militare în Italia? De ce sunt baze militare în Japonia și așa mai departe? Și atunci, ca să spui de ce se întâmplă chestia asta, e nevoie de un dușman. Dom'le, vă apărăm de X, de Coreea de Nord, vă apărăm de Iran, vă apărăm de terorism, vă apărăm de Rusia și așa mai departe. Doi, mitul prosperității economice, când și acest lucru de relații internaționale pică, și eu inclusiv în conversații cu amici sau în dezbateri, dom'le, se trăiește mai bine. Indiferent ce ziceți voi, poate aveți, nici nu ne mai interesează dacă aveți dreptate sau nu. Ideea e că în zona americanofilă se trăiește mai bine decât în Eurasia voastră. Sau, și cu asta vor să-ți închidă gura. Eu în discursul meu de ieri am căutat să destructurez acest discurs și să arăt că, de fapt, prosperitatea, cel puțin în timpurile noastre, prosperitatea sistemului occidental, ca să-i spunem așa, anglosaxon, vine nu dintr-o capacitate superioară de a genera creștere economică, ci vine din exportul de monede, din faptul că ei pot să tipărească monedă într-o cantitate nelimitată și au capacitatea politică și militară de a impune terțelor state să-și denomineze comerțul în moneda pe care ei o emit la discreție. Adică nu este China, de exemplu, în stare să producă, cât poate America să tipărească. Ce și unde ajungem la această capacitate politică și militară? Americanii, în momentul în care au renunțat la convertibilitatea în aur a propriei monede în 1970, tocmai datorită deficitelor cronice comerciale, oamenii au venit, francezii de exemplu, care le-au cerut aur pentru dolar. Au zis, domnule, vrem aur. Și ăștia au zis, pe ce să faceți voi cu aurul? Că așa nu știți ce să faceți cu el. Dacă vi-l dăm, o să-l puneți într-o pivniță. Nu-i așa? Francezii au zis, da. Păi numai bine îl ținem noi, de ce să vi-l mai dăm vouă? Păi și noi ce să facem cu dolarii atunci? Aha, cu dolarii? Păi cu dolarii mergeți și cumpărați, de exemplu, petrol, de care vă puteți folosi, sau cumpărați cupru, sau cumpărați fier. Nu de la noi, sau puteți și de la noi, dar duceți-vă la arab să vă vândă petrol, duceți-vă la cilien să vă vândă cupru și așa mai departe. Această capacitate de a impune acestor terți mai mici, Arabiei Saudite, Iranului la vremea respectivă, Emiratelor Arabe Unite, Chile, Argentina și așa mai departe, în toată lumea, această denominare și această acceptare a dolarului, aceasta am numit-o eu capacitate politică și militară de a-și impune punctul de vedere. Astăzi ați utilizat un termen destul de interesant, un termen care generează cel puțin confuzie, să nu zic frică. E vorba de terorism. Actele de terorism vin să destabilizeze atât clasa politică, cât și să debusoleze oamenii? Actele de terorism sunt un subiect aparte, foarte greu de abordat, un subiect aparte, și
cu multe semnificații. Au existat acte, pseudo-acte de terorism, acte de terorism organizate de guverne pentru a obține sprijin politic pentru obiective foarte clare. După cum, cum zic americanii, the genie is out of the bottle, de multe ori când lansezi o astfel de chestiune, devine greu de supravegheat în totalitate. De exemplu, ISIS în Siria, ca să dau un exemplu să fim puțin mai concreți. Da. ISIS în Siria a fost, fără doar și poate, susținută de actori importanți din Golf, de Arabia Saudită, de Emiratele Arabe, într-o vreme și de Qatar și așa mai departe. Odată înarmați și finanțați acești teroriști, totuși un control 100% asupra lor nu mai există, mai ales după înfrângerea pe care a suferit-o ISIS în Siria. Treptat, o bună parte din acești luptători, mai ales că ei ideologic fuseseră atrași și din zonele europene. Există un pericol important ca astfel de oameni căliți în războaie, îndoctrinați la maximum, să apară în Europa și să producă haos. Poate să fie și instrumentat, dar poate să fie și niște celule care acționează autonom. Nu mai ai control asupra lor. Domnule Herzog, haideți să revenim acasă și să vă întreb. Există suficiente forțe politice la Chișinău care militează deschis pentru unirea Republicii Moldova cu România? Dacă ar fi să acceptăm, nu știu, prin absurd această idee, asta ar însemna că Republica Moldova intră pe ușa din spate a Uniunii Europene? E posibil o asemenea scenariu? Eu vin din România și mă consider român. Să nu așteptați de la mine un discurs anti-unionist, pentru nu, că dar ar fi să vedem. Un discurs neloial. Da. E real acest scenariu? Nu știu ce să vă spun. Ce se întâmplă în Moldova e foarte greu de previzionat, pentru că aici ne aflăm pe o falie geografică și geopolitică. Există această înrudire între noi, faptul că noi vorbim acum aceeași limbă, facem parte dintr-un spațiu cultural comun. Sunt niște realități pe care le folosesc anumite forțe politice, poate să fie de bună credință sau de rea credință. Ca și Uniunea Europeană, și Uniunea România. Uniunea Europeană nu este în principiu o chestiune rea. Eu tot timpul am susținut și în forumul nostru de astăzi ați văzut. Adică și între europeni sunt o mulțime de similarități. Dacă ai vrea totuși să faci față într-o competiție globală cu Statele Unite, cu o țară puternică din Asia, cum e China, e foarte greu pentru țări de dimensiune mică și mijlocie și chiar pentru țările mari din Europa să vorbească de la egal la egal cu astfel de coloș. Și atunci o uniune, fie că ea europeană, fie că e o uniune a acestui spațiu românesc, o integrare a unor entități de astea politice nu e neapărat o chestiune rea. Uniunea dintre România și Moldova e o chestiune foarte delicată și în România, de exemplu, există într-o anumită măsură, nu foarte puternic, niște rivalități și niște tensiuni regionale. România la rândul ei istoric a fost construită, probabil și justificat istoric datorită faptului că timp de multă vreme au existat principate distincte. În momentul în care s-a constituit țara, s-a constituit foarte centralizat și totul se întâmplă la București. Acum să vă spun eu, dumneavoastră moldovenilor, să renunțați la autonomia asta ca să vă duceți la București, nu știu ce să zic. Dar nu știu, haideți poate să medităm împreună. Această unire ar însemna un impediment în dezvoltarea firească poate a României, ținând cont că ea are niște indici economici net superiori față de Republica Moldova și atunci ar trebui ajustarea acestor indici. E logică această teză? Sau ajungem în albia unor chestiuni foarte sensibile? Ajungem în albia unor chestiuni sensibile. Acum niște imperative de astea istorice mari, naționale, în mod normal se exced economia de azi pe mâine. Sigur că unirea cu o zonă poate economic mai defavorizată, nu-mi dau seama dacă e neapărat așa, pentru că și România are suficiente zone unde nu se trăiește extraordinar,
n-ar fi neapărat ceva ușor de realizat pentru România. N-a fost ușor de integrat RDG-ul în Germania adevărat. După 1990, dar mi-e o țară, și asta vorbim de o țară cu potența economică a Germaniei. Deci lucrurile astea nu sunt ușor de realizat, dar dezideratele naționale sunt totuși mai importante. Ținând cont că avem un expert român în relații internaționale, chiar insist să vă întreb, ce credeți despre implicarea ex-președintelui Băsescu în politica de la Chișinău? Ce se urmărește? Cum trebuie decodificate acțiunile politice ale acestuia? Băsescu a plecat cam cu coada între picioare din marea politică românească. El acum reprezintă o minoritate în România. Cred că partidul pe care l-a înființat și pe care îl girează are în jur de 5% popularitate. Trebuia să fie demis conform unui referendum în care marea majoritate a celor prezenți la urne, dintr-o tehnicalitate, de fapt, a rămas președinte. Deci un om care a plecat din marea politică cu coada între picioare. De ce e folosit el acum în Moldova? Probabil că e trimis de cineva, că nu cred că vine de capul lui. Și probabil că e folosit de aceleași forțe care i-au asigurat imunitatea din punct de vedere juridic și cât a fost președinte și acum. Pentru că el are numeroase dosare în instanță pentru care ar trebui să răspundă. Probabil că se încearcă destabilizarea acestei zone. Haideți să revenim la noțiunea de prosperitate economică. Ați menționat foarte bine mai devreme, statele care dețin petrol, monedă și așa mai departe ar putea avea un viitor economic prosper. Ce se întâmplă cu țările mici care nu au petrol, ci au resurse umane? Păi, în primul rând, ar trebui să le mai avem. Așa cum am început acest interviu, preocuparea mea principală și pentru România și pentru Moldova e legată de declinul demografic și de plecarea oamenilor din țară. Dacă am avea această resursă demografică și am avea un spor natural sănătos al populației și populația ar fi cel puțin stabilă, dacă nu în creștere, sigur că am avea un atu și ar fi un unicat în Europa, pentru că toată Europa se află, din păcate, într-o pierdere de populație, într-o îmbătrânire de populație. Deci ar reprezenta un atu formidabil dacă noi, de la, să zicem, România plus Moldova, acum vreo 20 de milioane de locuitori, 21, împreună peste 10 ani, scrie 25 spre 30, am căpătat forță pe continent, cu siguranță. Dar e real acest lucru? Vedeți o soluționare, să nu zic imediată, ci pe termen mediu a problemei demografice? Există politici sociale ce urmează a fi implementate? Eu nu cunosc așa ceva, cel puțin în România. În Moldova, din nou, nu cunosc. Știu că există și, oricum, respect foarte mult politica guvernului ungar, a lui Victor Orban, atât în relațiile internaționale, prin echilibru pe care îl caută, cât și în ceea ce privește echilibrarea a ceea ce se întâmplă în Ungaria. Și acolo, de exemplu, știu că există sprijin financiar important din partea guvernului pentru familiile cu de la 2 copii în sus. Primesc 10.000 de euro. De asemenea, o politică destul de inteligentă pentru cei care vor să plece din țară după terminarea studiilor, li se cere să-și plătească studiile, adică efortul pe care statul l-a făcut cu ei. Fie să rămână în țară timp de 10 ani, adică să dea și ei înapoi statului, că au căpătat asistență copii, nu? Asistență medicală gratuită, învățământ gratuit și așa mai departe. Deci trebuie să rămâi un timp în țară ca să dai înapoi. Sau plătești bani jos ca să-i ajutăm pe cei care vin din urmă. În România și în Moldova nu se întâmplă acest lucru. Lumea pleacă, de pe azi pe mâine s-a hotărât, se împachetează, banii investiți de stat în educația și în creșterea lor sunt bani aruncați pe gârlă. E o politică foarte păcătoasă. Haideți să revenim un pic la Republica Moldova și să vă întreb cum trebuie să fim noi catalogați sau descifrați pe arena internațională atunci când președintele țării are o retorică, are un discurs, iar guvernul nu împărtășește aceleași viziuni. Pentru că probabil urmăriți foarte atent ceea ce se întâmplă la Chișinău și vedeți când președintele, fiind în străinătate, împărtășește de fapt o viziune pro-Moldova, da, punct împărtășit și de domnia sa, pe când guvernul Filip zice că nu e corect ce a spus domnul președinte, trebuie să ne orientăm în altă parte. E ceva firesc într-o țară semi-parlamentară sau parlamentară? În mod
teoretic acest lucru în țările importante a fost înlăturat. Cred că această dihotomie guvern-președinte este, provine din incapacitatea gânditorilor sau din lipsa de dorință de a înlocui sistemul monarhic cu ceva care să funcționeze. În țările serioase, că asta, cu asta vreau să încep, da? În Statele Unite, în China și așa mai departe, este o conducere, adică nu te împiedici, nu rămâi în această paralizie de decizie. Se ia o decizie și încercăm să o punem în aplicare. În Statele Unite nu există. Președintele este și șeful guvernului. Pe alte căi, în China, în Rusia și așa mai departe, nu se ajunge neapărat la acest blocaj. Această blocare între, la fel într-o monarhie ca și cea britanică, în care de fapt regele nu activează politic, ci toată decizia este luată de guvern, dar odată luată de guvern nu mai există un alt for care să-l blocheze. Acest regim semi-prezidențial, semi-parlamentar, cum este și cel de la dumneavoastră, se pare, și cel din România, provoacă blocaje. Și acest lucru... Dar ideea țării prezidențiale... Eu sunt pentru o țară, pentru regim prezidențial și pentru, în primul rând, pentru asumarea răspunderii în politică. Sistemul este așa făcut acum cât lucrurile se întâmplă, dar nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă. Cumva lucrurile plutesc în aer, domnule, am pierdut 25% din populație, dar nimeni nu știe cine e vinovat. Adică, din păcate, în regimurile actuale, măcar pe vremea lui Ceaușescu, de exemplu, în România, toată lumea înjura pe Ceaușescu și el așa asuma. El zicea că e bine, mă rog, multă parte din populație spunea că e rău. Părerele erau împărțite. Da, dacă e bine sau rău, dar se știa cine lua decizii. Acum nu se mai știe. Lucrurile au trecut așa, decidenții se pare că nu sunt cei care sunt neapărat în politică. Se pare că politicienii sunt puși acolo numai pentru a fi înjurați. Sunt băgați înainte și adevărații decidenți sunt cei din spatele cortinei. Dar tragerea la răspundere a unor actori sau foști actori politici înseamnă de fapt o justiție corectă și o cale inevitabilă pe care trebuie să o parcurgă țara? Când zic lucrul ăsta, știți, primul gând ce mi-a venit este condamnarea și la dumneavoastră și la noi a foștilor premieri, cazul Năstase și cazul Filat la Chișinău, problema miliardului. Sunt compatibile aceste cazuri? Pot fi... Justiția, da. Cazul Năstase cu cazul... Da. Nu știu ce să zic. N-aș vrea să intru în cazurile lor pentru că nu le cunosc foarte bine. N-am stat să le studiez din punct de vedere juridic, dar e clar că i-au plătit și niște polițe politice, fără doar și poate. Ziua de mâine, în regiune, cum se conturează? Ziua de mâine nu o știm încă. Ea va depinde, regiunea noastră va depinde de ceea ce se întâmplă în zonele importante de decizie ale planetei, de ceea ce se întâmplă în Statele Unite, în Europa, în Rusia și în China. De aceste. Probabil că vom asista totuși la un fel de integrare europeană. Rămâne de văzut dacă care să includă posibil și Moldova. Rămâne de văzut dacă Uniunea Europeană, așa cum e ea acum, poate fi reformată și poate să devină un pol independent de putere care să nu fie opus zonei eurasiatice, ci să coopereze. Cred că acest lucru se dorește inclusiv și la Moscova. Nu cred că își propun o distrugere pur și simplu a Uniunii Europene, ci vor un partener de încredere care să nu mai fie subordonat complet zonei atlantice. Cam aceasta ar fi într-o ipoteză de lucru, nu simplă, dar care se poate face. Cealaltă alternativă, sigur, o vrem să o evităm, e cea a conflictului. Nu, nimeni nu-și dorește o reactivare a conflictelor latente, a conflictului din Ucraina, Doamne ferește să izbucnească ceva în Coreea de Nord și așa mai departe, în Siria. Sunt chestii care oricând pot degenera în conflicte mult mai mari. Pentru că suntem în cadrul unei emisiuni politice și în acest studio au fost figuri importante, aș zice, a politicului de la Chișinău, de regulă, atunci când vorbim despre stabilitate, volens, nolens, ajungem a pomeni despre NATO. Și de regulă întreb interlocutorul meu în felul următor, NATO are nevoie de Republica Moldova sau Republica Moldova de NATO? Ce punct de vedere împărtășiți dumneavoastră? Eu cred că nici NATO nu are nevoie de Republica Moldova, nici Moldova nu are nevoie de NATO. De ce?
Pentru că NATO poate să nu este geografic important, părerea mea, prezența NATO în Moldova. E mai mult de punctarea teritoriului, adică să se știe că un e hotar. Teritoriul lor, da. Ceea ce s-a întâmplat, desigur că a fost foarte, foarte dezechilibrat și foarte nedrept ceea ce s-a întâmplat din 1990 și până acum. Faptul că odată încheiat războiul rece, NATO s-a extins tot mai mult spre est, în ciuda promisiunilor făcute de Genscher și de americani, de Genscher, cancelarul, da, ministrul de externe german și de americani, către Gorbaciov, că nu se vor extinde deloc spre vest. Am fi putut avea o centură de state neutre în centrul și estul Europei, între zona atlantică și zona rusească. Acum armatele NATO sunt la 200 de kilometri de Sankt Petersburg, la vreo 400 dacă ținem cont și de granița ucraineano-rusă și de existența de mercenari și așa mai departe în zona ucraineană, veniți pe filiera cealaltă. Sunt la câteva sute și de capitala rusă, de câteva sute de kilometri și de capitala rusă. Acest lucru este un dezechilibru, e o sursă majoră de tensiune și de preocupare pentru ruși. Eu am stat de vorbă, de exemplu, cu jurnaliști și oameni politici din Rusia, mă refer la Starikov, la Nicolae Starikov, care spunea într-un interviu, domnilor, ce ați câștigat? Că înainte erați pe lista de ținte a NATO și acum sunteți pe lista noastră de ținte pentru rachetele nucleare. A câștigat ceva zona voastră în securitate, că ați înlocuit rachetele unora cu rachetele altora? Întrebare valabilă. Și dovada că nu vorbea doar așa ca să facă niște afirmații gratuite, este, am să public, dar e interesant să căutați și dumneavoastră, s-a dezarhivat sau s-a desecretizat planul din 1956 de bombardare a Europei de răsărit de către NATO. Americanii au trecut, nu știu cât, 70 de ani și l-au făcut public. Și orașul meu natal și în care trăiesc, Timișoara, de exemplu, figura pe locul 230 și ceva între orașele care trebuie distruse nuclear de către NATO. Cum nu știu dacă o listă actualizată, da, o găsim actualizat la Moscova. Nu, de ei lați. Deci, ce câștigăm noi ca securitate dacă devenim... În mod normal, o politică echilibrată și neutră ar trebui să ajute această zonă de lume, dar vedeți că nu suntem lăsați să acționăm pe aceste criterii. Țările ex-sovietice după 90 au avut de câștigat sau de pierdut? Care din ele? Că sunt în situații diferite. Haideți să vorbim cazul Ucraina, Republica Moldova. Ucraina fără doar și poate a avut de suferit. Republica Moldova fără doar și poate a avut de suferit. Țările baltice? Țările de baltice e o problemă separată, dar părerea mea că și ele au avut de suferit. În lucru de care se pomenește foarte rar în politica internațională este faptul că, mai știu exact, în 1990, pare mi se, sau 91, a avut loc un referendum în Uniunea Sovietică și cetățenii au fost întrebați dacă vor menținerea Uniunii Sovietice sau vor descompunerea acestor componente. Și în referendum, cred că țările baltice nu au participat, marea majoritate a populației au votat contra dezintegrării Uniunii Sovietice. Nu s-a ținut seama de votul lor. Și așa cum discutam chiar astăzi pe tema acestui referendum cu un jurnalist din Grecia, au fost niște zone în fostul Imperiu Sovietic care în permanență au fost împotriva hegemoniei rusești în spațiul respectiv, și anume țările baltice, că de-aia spunea că sunt un caz aparte, și vestul Ucrainei. În aceste zone tot timpul nu s-a dorit, s-a dorit altceva. Restul Uniunii Sovietice ar fi dorit și probabil că ar fi fost beneficiara unei stabilități și a unei păstrări a statalității fostei Uniuni Sovietice. Din punct de vedere economic și din punct de vedere al reformei, că fără doar și poate spațiul respectiv avea nevoie de o reformă, probabil că ar fi fost mult mai de dorit și mult mai ușor de îndurat pentru populație, în special în anii negri de 1990-2000, ar fi fost mult mai ușor de trecut printr-o reformă de tip chinez, că și ei, de la Mao până prin Deng Xiaoping și la ceea ce se întâmplă acum, la cea mai mare putere economică mondială, care este China, nu Statele Unite,
au făcut o reformă. Deci nu au rămas înghețați în maoism și în anii 50-60, în Revoluția Culturală. Ei s-au reformat și au trecut la prosperitate, dar au trecut lin și nu au trecut dezmembrând China și dându-și foc la locuință, ceea ce s-a întâmplat în spațiul nostru. Ce s-a întâmplat cu Georgia? Și ce se întâmplă acolo? Cu Georgia? Da. Ce să se întâmple? O activare a unor tensiuni naționale, a unor rivalități și a unui orgoliu local georgian, o țară totuși mică, contra marelui vecin Rusia, căreia i s-a răspuns probabil prin alimentarea unor separatisme în Osetia de Sud și în Abhazia, conflicte, o absurditate. Totuși oamenii nu cred că în secolul 21 trebuie să trăim urându-ne vecinul care poate să fie de o altă etnie. Nu? Și folosirea Georgiei în 2008 ca să ataci trupele rusești care apărau Abhazia, care asigurau autonomia, independența, cum vreți să-i spunem, a Abhaziei, a fost un eveniment nedorit, tragic, în care au murit oameni. Cred că la vremea respectivă s-a testat reacția rusă, să vadă dacă sunt capabili să reacționeze, poate să ia o decizie politică sau nu. Cam asta am înțeles eu. Nu știu dacă am înțeles corect. Da. În ultimele săptămâni s-a mediatizat foarte mult cazul Saakashvili. Da. Ce se întâmplă iarăși acolo? Să fiu foarte direct, drept în țintă. Mi se pare un personaj de operetă. Nici nu știu dacă să râd sau să plâng. Nu? Saakashvili e cel care mânca cravate, amenința că se aruncă de pe bloc. Da. Nu știu ce caută acest om în Ucraina. Înțeleg că e urmărit de justiția georgiană, care nu e neapărat... Georgia nu e o țară subordonată politic Rusiei la ora actuală. Și totuși este anchetat pentru fapte de corupție și există cereri de extradare. Ce să zic? Ce să mai comentez la astfel de personaje? Nu mi se par serioase. Îmi pare rău că el ajung să ocupe prin planul sau lumina reflectoarelor într-o țară mare cum e Ucraina. Domnule Herzog, specialiștii vorbesc de G8, da? Haideți să vedem, împărtășiți aceeași viziune sau odată cu evoluția timpului urmează să se mai contureze alte puteri ale lumii? Păi e complet. Sau să mai dispară, nu știu. G7. Da, G7. Reprezintă o viziune depășită economică. G7 erau țările, cele mai importante țări din punct de vedere economic, probabil prin anii 70. Statele Unite, Germania, Japonia, Canada, Italia, Statele Unite, Franța. Nu Statele Unite, Anglia și Franța. Da. Regatul Unit și Franța. Acestea sunt cele 7 țări. Păi, la ora actuală, China... Acestea nu mai sunt cele 7 mari puteri economice. La ora actuală, China este cea mai mare putere economică, pe locul 2 Statele Unite, pe locul 3 Japonia, pe locul 4 probabil India la ora actuală. Cred că primele 7 intră și Rusia. Pe ce fel de G7? Deci cum poți să dai notă sau cum poți să impui o politică economică unitară când tu te întâlnești fără jumătate din primii actori politici ai planetei? Probabil că un format G20 care să includă în primul rând toate țările BRICS-ului, că sunt țări importante, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, minim ar trebui să suplimenteze aceste 5 țări, cele 7 de care dominau economia mondială în anii 70. Dar vor mai apărea, sunt actori mari. Indonezia iar e o țară cu 200 de milioane de locuitori. Argentina e o țară economică importantă. Sunt țări... Iranul e o țară importantă, Arabia Saudită, iară, nu intră în formatul G7 și totuși țările astea care au resurse mari de petrol și resurse mari de energie au un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă în lume. Pe final de emisiune vreau să aflu poziția dumneavoastră și poate întrebarea mea este foarte tranșantă. Când vorbiți despre marele puteri, vă referiți la puteri economice, la țări care dețin, nu știu, aici mi-am notat chiar arme nucleare, dețin petrol, dețin populație? Care e factorul care se cristalizează atunci când vorbim despre marele puteri?
general, când vorbești despre marile puteri, aveai în vedere lucrurile convenționale, statele așa cum sunt ele ca entități politice, dublate de o putere militară. Și atunci, sigur, vorbești de marile puteri, vorbești în primul rând de cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate. Da. Alea sunt cele 5 mari puteri. Pe de altă parte, evoluând lumea din momentul 1945-50, când a fost conceput acest sistem al Națiunilor Unite și al Consiliului de Securitate, lucrurile nu se mai regăsesc numai la nivelul entităților statale. Ghid că aceste entități statale sunt folosite ca proiectoare, ca modalități de proiecție a forței. La ora actuală, companii multinaționale de mari dimensiuni sunt mult mai puternice decât statele. Și atunci ar fi absurd să scoatem din ecuația, când vorbim de mari puteri, să scoatem din ecuație cercurile financiar-bancare și cercurile industriale importante din țările industrializate, care au o putere enormă. Domnule Herzog, pe această notă trebuie să pun punct discuției de astăzi. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimații telespectatori, a fost emisiunea Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună, rămâneți alături de Accent TV.